Le ziceam de analiza cinematică a mecanismelor cubare, metoda grafo-analitică. Am început data trecută și o să reluăm analiza cinematică a acestui mecanism, mecanismul patulăter articulat. I-am făcut schema cinematică pe tablă și o să declarăm elementul 1 ca element motor. Da, pentru că așa e și aici, în realitate. Elementul 1 e element motor. Și atunci o să plecăm de la niște chestiuni care le considerăm cunoscute. Și cunoscută să spunem că este viteza unghiulară a elementului 1, omega 1. Deci, omega 1 este constant și cunoscut. Și ziceam că nu o să folosim valori numerice. În sensul că o valoare pentru viteza unghiulară ar putea să fie, să zicem, 10 radian pe secundă. Asta am zis data trecută. Și o să folosim doar notațiile astea simbolice. Și am spus că omega 1 este constant și cunoscut. Apoi, ce mai știm? Lungimea lui AB. Și practic lungimile tuturor elementelor. Deci toate lungimile sunt cunoscute, LAB, LBC, LCD, LD. Și cum sunt ele cunoscute pur și simplu pe mecanism, putem să le măsurăm. Ok, și ce vi se cere în cazul analizei cinematice la oricărui mecanism, dar și a acestui mecanism, vi se cere să se determine viteza și accelerația unui anume punct, dar în general, ca să aflăm viteza și accelerația unui anume punct, o să trebuiască să știm viteza și accelerația tuturor punctelor. Iar când spun puncte, mă refer la punctele astea, A, B, C, D. Ok, și am zis că viteza se consideră cunoscute și se cere viteza lui, mă rog, viteza mai multor puncte, cum ar fi B și C, și apoi accelerația acestor puncte. Ok, și o să scriem pentru început relațiile lui Euler. Și înainte de chestiunea asta o să scriem viteza lui A este egală cu cât față de elementul fix? Este egală cu 0. Punctul ăsta A nu se deplasează și la fel egală cu viteza lui B. Apoi o să scriem relația lui Euler pentru punctul B. Viteza lui B este egală cu viteza lui A plus omega 1 produs vectorial LAB. Și ăștia toți sunt vectori. Ok? Și știm că ăsta este perpendicular pe AB. Și cu ocazia asta, deci asta este o ecuație vectorială și ne uităm care sunt necunoscute. Și prima întrebare, VA este cunoscut? Da, este cunoscut că am pus acolo egal cu 0. Omega 1 este cunoscut, este dat în ipoteză și LAB este și dat în... VA egal cu 0, egal cu VD, lui vector. Da, vector aici. M-am uitat să trec. Da, înțelegeți ideea că tot sunt vector. Ok. Pentru că asta e o ecuație cu practic o necunoscută, aici se poate calcula și o să determină viteza lui B și încă o dată spun chestiunea asta, nu o să facem calcule matematice cu valori numerice, ci o să lăsăm totul la nivel de expresie simbolică, expresie matematică. Dar de aici putea să fie, de exemplu, omega 1 putea să fie 10 radian pe secundă și LAB, dacă luăm și măsurăm, ar putea să fie și el 100 de milimetri. Da? Și atunci 10 radian pe secundă ori 100 de milimetri s-ar putea determina viteza punctului B.
Ok, deci și abordarea asupra mecanismului va fi că plecând de la elementul motor să se continue așa punct după punct succesiv, așa cum s-ar transmite mișcarea. Și plecând de la punctul A, apoi următorul ar fi B, apoi următorul punct, dacă se urmărește traseul, mecanismul ar fi B. Evident. Și atunci o să scriem că viteza lui C este egală cu, pentru că mergem pe lanțul cinematic A, B, C, o să scriem viteza lui C în funcție de B. Viteza lui C este egală cu viteza lui B plus omega 2, de data asta produse creat cu L, B, C. Și ăștia toți sunt vectori. Și de aici știm că acest vector este perpendicular pe BC. Și dacă ne uităm care sunt necunoscute, viteza lui C este necunoscută, vrem să o aflăm. Viteza lui B tocmai am aflat-o. Și de aici LBC se știe, dar omega 2 nu se știe. Deci cumva am avea o ecuație cu două necunoscute și nu știm să rezolvăm așa ceva și ne mai trebuie o ecuație. Da? Deci ca să ajungem la punctul C, putem să ajungem după lanțul ăsta cinematic, dar putem să ajungem și după lanțul ăsta cinematic. Atunci putem să scriem viteza lui C în funcție de viteza lui D. Să scriem viteza lui C este egală cu viteza lui D plus omega 3, dacă ăsta e elementul 3, plus vectorial L DC. Ok, și de aici ăștia toți sunt vectori. Viteza lui D se știe? Da. Trebuie să se știe că e egală cu 0. În produsul ăsta vectorial știm RDC, dar nu știm omega 3, dar nu ne deranjează chestiunea asta, pentru că aici se va forma un sistem de ecuații pe care noi o să-l rezolvăm în mod grafic. Metoda este o metodă grafo-analitică. Deocamdată am scris doar relațiile analitice și vrem ca să determinăm viteza punctelor și de fapt vrem să determinăm viteza punctelor și avem nevoie și de partea grafică, iar partea grafică înseamnă rezolvarea acestor sisteme de ecuații în mod grafic și ați văzut data trecută că se vor intersecta niște linii și acolo la intersecția acelor linii se vor găsi punctele care ne interesează pe noi. Ok, metoda grafică presupune ca și prim pas luarea unui punct de pe tablă sau de pe foaie, iar acest punct se va numi P sau polul vitezelor și punctul ăsta are proprietatea că toate vitezele sunt egale cu 0 aici. Ok? Și dacă aici viteza este egală cu 0, putem să scriem că tot în punctul ăsta se află și punctul A, pentru că viteza lui A este 0, și și punctul D, pentru că și viteza lui D este 0. Deci P egal cu A, egal cu D. Bun. Acum ce facem? Ne uităm la prima ecuație și spunem că să ajungem în viteza lui B, trebuie să mergem în viteza lui A. Și pe partea grafică, unde este viteza lui A? Aici, în punctul ăsta, unde o să zicem o perpendiculară pe AB. De segmentul AB este așa. Și dacă ducem o perpendiculară pe AB, ar fi așa. Atunci avem așa și așa. Și asta ar fi o perpendiculară pe AD. Și acum vine o chestie interesantă. Noi știm cât este de mare acest produs, pentru că putem să înmulțim cele două valori. Și vom putea să punem, efectiv, mărimea vectorului pe acest segment. Problema este unde îl punem. Cu vârful în sus sau cu vârful în jos? Cu vârful în sus. Cu vârful în sus. De ce? Pentru că omega 1 e așa, iar punctul B tinde să se miște pe direcția asta. Sigur că punctul B va executa o mișcare de rotație. Dar la momentul ăsta, vectorul viteza lui B este în sus, așa o să-l punem și noi aici. Ăsta ar fi punctul B mic. Ăsta ar fi vectorul. Ăsta ar fi viteza lui B. Iar toată viteza lui B ar fi asta. Ok? Și după ce am pus primul vector, foarte important este că, să spunem, scara la care s-a făcut reprezentarea.
KV este egal cu, și era poezia aia, natură pe pictură, în natură, în natură, cât este de mare acest vector VB? Ar fi VB este egal cu 0 plus omega 1 ori LAB. Sau pur și simplu omega 1 ori LAB. Omega 1 LAB. Și pe pictură, pur și simplu luăm mărimea acestui vector, adică de la P la B și trecem în modul. Dacă nu ne interesează semnul, ne interesează doar scara la care se face reprezentarea. Dacă stați un pic și vă gândiți, repet pentru a nu știu câte oară, noi facem doar calcule simbolice folosind litere pentru reprezentarea unor valori. Dacă ar fi vorba despre valori numerice, omega 1, hai să dăm o valoare, 10 radian pe secundă. Da? LAB, ca să fie ușor, tot 100 de milimetri. Ok? Și noi când am reprezentat aici, am reprezentat ca și PB să fie 200 de milimetri. Dar deci ăsta se zice 10, ăsta este 100 și ăsta ar fi 200. Dar cât ar fi KV? Ar fi 1000 împărțit la 200, ar fi 5. Nu? Scara ar fi 5. Da. Încă o dată, noi nu facem calcule numerice. În celelalte exemple pe care o să le discutăm, o să facem calcule numerice. Asta e doar ca să înțelegeți cum funcționează. Bun, după ce avem scara la care se face reprezentarea, vrem să reprezentăm punctul C. Și cum facem să reprezentăm punctul C? Să ajungem în punctul C, mergem în viteza lui B. Și unde e viteza lui B aici în grafic? Aici e viteza lui B. Deci nu ne luăm, nu facem de aici, dar facem de aici, din viteza lui B. Și în viteza lui B ce o să zicem? O perpendiculară pe BC. Deci dacă BC e așa, o perpendiculară pe BC ar fi așa. Și o ducem prin punctul B. Ok, asta e perpendiculară pe BC. Ok. Și de data asta nu mai putem să punem săgeată cum am făcut aici, pentru că de data asta nu știm cât este omega 2. Și atunci trebuie să folosim cea de-a doua ecuație. Tot să ajungem în punctul C. Mergem în viteza lui D. Mergem în punctul D. Unde e punctul D aici? Aici e punctul D. Da. Unde ducem o perpendiculară pe DC. Ok. DC e așa. Perpendiculară pe DC ar fi așa. Și pe unde ducem? Prin POR. POR. Ducem o perpendiculară pe DC și cele două se vor intersecta aici. Și punctul ăsta este punctul C. Și practic am rezolvat sistemul ăsta de ecuații printr-o metodă grafică. Ok, care este viteza lui C? Tot timpul viteza punctului este din pol în punct. Deci asta este viteza lui C. Și atunci mai avem aici un vector la care odată trebuie să-i determinăm sensul. Iar sensul este, se poate determina în felul următor. Ecuația asta, ce ne zice? Că să ajungem în punctul C, mergem în viteza lui B aici, unde ducem încă un vector. Da? Deci, noi vrem să ajungem în C, mergem în viteza lui B și după care ducem un vector. Deci sensul e așa. Și vectorul ăsta are ca expresie... Ce expresie? Omega 2. Omega 2 ori L BC. Ok, și de exemplu, dacă vrem ca să determinăm omega 2, asta era întrebarea de data trecută, întrebarea cea mare. Poate vă mai aduceți aminte cum se face.
cu scara, folosim scara reprezentării. Deci, dacă scriem acest vector la scară, ar fi KV egal cu natură pe pictură. Și odată avem, în natură este omega 2 ori LBC, da? Și în pictură este BC. Ok, și de aici ce știm și ce nu știm? KV se știe? Se știe, l-am determinat aici. Omega 2 nu se știe, vrem să-l aflăm. LBC se știe, nu se știe, că l-am măsurat și este și aici în ipoteză. Și BC-ul ăsta pur și simplu se măsoară aici pe grafic și iese cât iese, probabil undeva la 500 de milimetri. Ok? Și practic singura necunoscută va fi omega 2 și atunci de aici poate să rezulte omega 2. Ok, și atunci așa se determină omega 2 și în mod similar se determină și omega 3. Și practic am terminat cu partea asta de viteze. Dar analiza cinematică nu e finalizată, trebuie ca să facem și partea de accelerat. Și atunci o să scriem și ecuațiile pentru accelerații, dar o să șterg aici. Șterg intenționat ca să vedeți care e echivalența între ecuațiile de viteză și ecuațiile de accelerație. Deci pentru accelerație o să scriem. Iar pornim de la accelerația lui A. Cât este accelerația punctului A față de elementul fix? 0. Deci scriem accelerația lui A este egală cu 0 și egală cu, iar care punct are accelerație 0, punctul D. E egală cu accelerația viteză. Bun. Acum vreau să scriu accelerația lui B. Accelerația lui B este egală cu, și tot funcție de accelerația lui A, este accelerația lui A minus omega 1 la pătrat L AB plus epsilon 1 produs vectorial L AB. Și ăștia tot sunt vectori. Aici ce știm? Ăsta îl știm. Ăsta îl știm, ăsta omega 1 îl știm, din ipoteză, la fel știm, îl știm și pe ăsta și în același timp știm că este paralel cu AB. Da? Tot timpul când avem produs scalar, avem paralel cu segmentul respectiv. Tot timpul când avem produs vectorial, înseamnă că avem perpendicularitate cu segmentul respectiv. Ăsta se știe? Se știe că este perpendicular pe A, B. Și hai să avem discuția asta acum. Ce se întâmplă? Cu epsilon 1 se notează accelerația unghiulară. Ok? Dar dacă noi avem o viteză unghiulară constantă, care va fi accelerația unghiulară? Zero. Zero. Ok? Deci, practic, dacă să avem 0 ori nu știu ce, ăsta va fi egal cu 0. Bun, punctul următor, care ar fi accelerația lui C, este egală cu cine? Este egală cu accelerația lui B, minus omega 2 la pătrat LBC, plus epsilon 2 produs vectorial LBC. Ăștia toți sunt vectori. Accelerația lui B se știe. Am aflat-o mai înainte. Termenul ăsta se știe. Omega 2 se știe. Da. Dacă l-am, ați văzut cum putem să-l calculăm din partea de viteze. LBC se știe din ipoteză. Deci ăsta se știe paralel cu BC. Și termenul ăsta nu se știe, se știe că este perpendicular pe BC și atât. Epsilon 2, accelerația unghiulară a elementului 2, nu se cunoaște. Bun, avem, la fel ca și acolo, avem o ecuație cu una, două necunoscute. Ne mai trebuie ceva. Și atunci mai scriem o ecuație. Ecuația a doua pe care o scriem este
Care? Deci noi am mers pe lanțul cinematic așa, scris viteza lui A, scuze, accelerația lui A, apoi accelerația lui B, apoi accelerația lui C. Da? Și acum pornim de aici și ajungem tot la accelerația lui C. Deci accelerația lui C este egală cu accelerația lui D minus omega, cât de data asta? Omega 3 la pătrat L dc plus epsilon 3 produs vectorial L dc. Și ăștia toți sunt vectori. Accelerația lui D se știe, asta e egal cu 0. Da? De aici. Apoi, ăsta, termenul ăsta se știe, e paralel cu DC. L de C se știe din ipoteză, omega 3 se știe că se poate calcula din partea de viteze. Iar termenul ăsta nu se știe, se știe doar că este perpendicular pe DC. Și astea două formează un sistem de ecuații vectoriale din care putem să determinăm accelerația lui C. Ok, am scris partea analitică, urmează partea grafică, iar pentru partea grafică o să șterg ce am scris aici. Și o să facem rezolvarea grafică a acestui mecanism. Cum se începe? La fel ca și în cazul anterior, de la un punct pe tablă numit polul accelerațiilor de data asta, înotăm cu pi, egal cu, și polul ăsta are proprietatea că toate accelerațiile au valoare 0 aici. Ok, și putem să spunem pi egal cu alfa și egal cu delta, pentru că și punctul A și punctul D au accelerație 0. Bun, și ca să aflăm accelerația lui B, de aici, ce trebuie să facem? Ce ne zice ecuația asta? Ne zice să mergem în accelerația lui A. Unde e accelerația lui A? Aici. Unde ce o să facem? O să ducem un vector paralel cu AB. Deci avem AB așa, ducem paralela la AB. Paralel la AB. Și acum, pentru că ne știm cât este de mare produsul ăsta, ar trebui să punem săgeata. Întrebarea este unde punem săgeata? În sus sau în jos? O să punem săgeata în jos, pentru că ecuația asta zice că avem, ar trebui să mergem de la A la B, dar pentru că avem minusul ăla în față, schimbăm sensul și mergem în jos. Și o să punem punctul și vectorul aici. Ok, și ar trebui, am ajuns până aici, aici ar trebui să mai adăugăm un vector. Dar cât este de mare vectorul ăsta pe care noi trebuie să-l adăugăm? 0. Ok, deci practic ne oprim aici. Și punctul ăsta, cum o să-l denumim în continuare? Gamma. Scuze, beta. Acesta e punctul beta și asta e accelerația lui B. Ok, mai departe, accelerația lui C. Prima ecuație ce zice? Să ajungem la accelerația lui C, ce trebuie să facem? Mergem în accelerația lui B, adică aici, unde ce facem? Ducem o paralelă la BC. Ducem o paralelă la BC. Așa. Ok, și pentru că noi știm cât este de mare și omega 2 și LBC, o să trebuiască să punem un vector aici. Și unde îl punem? Cu vârful încolo sau cu vârful în jos? Deci normal este de la B către C, dar pentru că avem minus, se schimbă sensul și avem... Hai să-l prelungesc un pic și să fie până aici. Ok, și am ajuns până aici. Ce zice ecuația în continuare? Că de aici trebuie să duc un vector perpendicular pe BC. Deci aici trebuie să fac un vector perpendicular pe BC. Ok? Este perpendicular pe BC.
De data asta, eu nu mai știu cât este de mare acest vector. Ca urmare, nici nu o să pun nicio săgeată aici. Nici în sus, nici în jos. Și am terminat cu ecuația asta și iau în vizor ecuația următoare. Accelerația lui C este egală cu accelerația lui D. Unde e accelerația lui D? Aici. Și în accelerația lui D o să duc o paralelă la DC. Paralelă la DC, care este așa. Paralelă la DC. Da, asta se continuă până nu știu unde. Ok, și aici, pentru că știu cât este de mare acest produs, trebuie să pun săgeata. Și unde să pun săgeata? În sus. Normal este de la D către C, dar pentru că avem minus acolo, este de la C către D, adică în jos. Să zicem că punem până aici. Ok, și acum ca o paranteză. Eu am luat și am pus vârfurile astea ale săgeților cumva convenabil. Dar în realitate, când faceți o rezolvare cu valori numerice ale acestei probleme, aici n-o să puteți să puneți orice valoare, ci o să trebuiască să puneți o valoare anume și valoarea asta trebuie calculată în funcție de scară. Aici, la partea asta de poligon al acceleraților, eu nu am făcut scara. Ok? Și scara la care se face reprezentarea se numește KA și este natură pe pictură. Și aici, când se face scara acceleraților, se iau în considerare primul vector pe care l-am reprezentat. Adică vectorul ăsta. Și vectorul ăsta cât este de mare în natură? Zero. Nu, este 0 minus cu omega 1 pătrat LAB și în pictură cât este de mare? Este pi beta. Ok? Și atunci vectorul ăsta când o să-l reprezint. Am zis că îl reprezint la scară. Da? Cine e vectorul ăsta? E vectorul ăsta de aici. Ok? Deci vectorul ăsta când îl reprezint, eu știu cât este de mare. Să zicem că iar am 100, am 10 și ăsta este 100. La 10, 100 e 1000. Nu? Scara, să zicem că este 5. Deci vectorul ăsta, când îl reprezint aici, cât este? 1000 împărțit la 5. Deci ăsta ar trebui să fie 200 de milimetri. Da? Dacă ar fi vorba să fac calcule numerice. Ok, am închis paranteza. Vectorul ăsta înseamnă că am dus ecuația până aici. În continuare, ecuația ce ne spune? Că să ducem o perpendiculară pe DC, deci asta e paralelă, perpendiculară pe DC, ar fi așa. Ok, și perpendiculară pe DC, asta e perpendiculară pe DC, se va intersecta cu cine? Deci perpendiculară pe DC se intersectează cu perpendiculară pe DC. Ok, și se obține punctul acesta gamma. Ok, și după ce am obținut punctul gamma, sau, da, echivalentul punctului C, care este accelerația lui C? Din pol în punct. Ok. Și după ce ați făcut și chestiunea asta, practic, puteți să considerați încheiată partea de analiză cinematică a acestui mecanism.